dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect cu parfum de toamnă. În urmă cu câteva zile am citit într-un comentariu ceea ce mi-a scris o doamnă, nu-i rețin numele acum, anul trecut a lucrat după mine dovlecelul și ar dori ca și acest an să fac ceva pentru toamnă. De aceea m-am gândit la un proiect pe care îl vom lucra astăzi, un proiect care vreau să fie o surpriză. Pentru aceasta eu voi folosi firul Bravo de culoare galbenă. Dacă aveți culoare portocalie, foarte, foarte bine, puteți folosi portocaliu, deci firul Bravo de la Schachenmayr, care este un fir poliacrilic. Și din aceeași gamă voi folosi culoarea verde. Vom avea nevoie de croșet, croșetul cu numărul 2. Vom avea nevoie de foarfece și de acul pentru cusut lână. Fiind prezentate materialele, eu voi începe să lucrez și voi lucra pentru început un ochi de lanț. După care voi continua lucrând un număr total de 5 ochiuri de lanț, fără să-l punem la socoteală pe acesta. Deci am 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Mă voi întoarce în corespondența primului ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat. În acest moment voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, voi intra în interiorul cercului format și ținând și capătul de fir, voi face un picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea. Cel de-al treilea și vom lucra un total de 12 piciorușe duble, ținând cont și de cele 3 ochiuri de la începutul rândului. Deci avem deja 4 piciorușe duble, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând cu cele 12 piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului. Voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț cu fir alunecat, după care voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în piciorușul următor și voi lucra din nou 2 piciorușe duble. Deci acest rând constă în a lucra câte? 2 piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Lucrând în acest mod, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe duble. Am ajuns și la capătul acestui rând, am obținut cele 24 de piciorușe duble. Voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, după care voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, mă deplasez în corespondența următorului picioruș și aici voi lucra o mulțire. Firul pe croșet, mă deplasez în următorul picioruș, voi lucra un picioruș dublu, firul pe croșet, în cel de-al doilea picioruș voi face din nou o mulțire. Deci acest rând va consta într-un picioruș dublu lucrat în mod normal, urmat de o mulțire. La sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 36 de piciorușe duble. Am ajuns și la capătul acestui rând, am încheiat cu o mulțire rândul, voi închide
corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, în sare de aici, cu fir alunecat, voi continua lucrând trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, iar în cel de-al treilea picioruș voi face o înmulțire. Deci vom lucra două piciorușe duble, normal, urmate de o înmulțire. La sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr total de 48 de piciorușe duble. După care vom continua lucrarea. Am ajuns la sfârșitul acestui rând, am obținut cele 48 de piciorușe duble. Acum voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș și voi face un picioruș dublu lucrat în mod normal, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș, dar nu normal, ci voi intra pe dedesubt și voi face un picioruș dublu în relief, firul pe croșet. Voi continua, voi intra în corespondența următorului picioruș pe dedesubt și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu în relief, firul pe croșet, și voi continua cu două piciorușe duble lucrate în mod normal. După care, din nou, voi face două piciorușe duble lucrate în relief. Deci voi intra pe dedesubt, voi extrage firul și voi continua încheiind piciorușul dublu. Deci vom face această alternanță, două piciorușe duble lucrate în mod normal, două piciorușe duble în relief, până la sfârșitul rândului. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Deci vom vedea cum se închide rândul și vom continua apoi lucrarea. Acum am ajuns din nou la două piciorușe duble lucrate în relief. Iar noi vom continua singure. Aceasta este ceea ce obținem. Și ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului. Voi lucra ultimele două piciorușe duble în relief, pentru că așa trebuie să închidem rândul cu aceste piciorușe. Voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș și voi continua trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu lucrat în mod normal, firul pe croșet. Voi continua cu cele două piciorușe duble lucrate în relief, deci vom păstra aceeași ordine. Două piciorușe duble lucrate normal, două piciorușe duble lucrate în relief. Și ne vom ridica în sus cu, am făcut un rând, cu alte 4 sau 5 rânduri. Deci vom lucra singure. Eu, când voi ajunge la înălțimea dorită, voi fi din nou alături de dumneavoastră și vă voi spune exact câte rânduri am lucrat. Deocamdată mă orientez la un total de 6 rânduri. Noi ne vom întâlni după ce lucrăm aceste 6 rânduri. Am lucrat cele 6 rânduri în modul în care v-am spus, două piciorușe duble lucrate
lucrate normal, două piciorușe duble lucrate în relief. Acum voi închide rândul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș. Voi urca în sus cu 1-2 ochiuri de lanț, doar atât, firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș dublu și voi închide aceste două piciorușe duble împreună, după care firul pe croșet, iar piciorușele duble în relief le vom lucra așa cum se găsesc. Din nou, firul pe croșet, voi intra în primul picioruș dublu lucrat normal, îl voi ține pe croșet, nu îl închid. Firul pe croșet voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu, iar acum le vom închide împreună, cele două piciorușe duble, după care vom închide și cu piciorușul dublu în relief. Deci în felul acesta vom continua, două piciorușe duble în relief, cele două piciorușe duble pe care le vom închide împreună și astfel vom continua până la sfârșitul rândului. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând și veți vedea ce obținem. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș, voi scurta firul, voi lăsa o bucățică de fir pentru a închide lucrarea și vom închide în acest mod. Acum, după cum vedeți, a început să prindă formă lucrarea noastră. Vom continua. Vom lua firul verde. Voi pune așa în două lucrarea mea. Voi măsura aproximativ cât fir îmi trebuie, deci odată, deci aceasta ar fi circumferința, lăs un pic și pun firul odată în două și încă o dată în felul acesta, voi măsura cât posibil, să vedem dacă am destul fir, să nu lucrez și apoi să rămân. Da. După ce am pus firul în acest mod, croșetul, voi intra aici. Iau fir pe deget și voi începe prinzând toate aceste fire. Vedeți? Voi începe să fac piciorușe scurte pentru a îmbrăca această porțiune de fir. Deci, voi intra pentru prima dată în bucla formată de fir, după care voi lua pe croșet, încet, încet, și voi face piciorușe scurte, în felul acesta, îmbrăcând toată această porțiune de fir.
alege modul în care să îmbrac firul. Îl voi îmbrăca în acest mod până la capăt, iar noi ne întâlnim când vom ajunge aici, la capătul firului. Pe măsură ce vom lucra, vom ține firul în acest mod. Vedeți? Foarte simplu. Este nevoie doar de un pic de atenție la început. În rest, lucrăm foarte ușor. În felul acesta mergem până la capătul rândului. La capătul firului, mai bine zis. Uitați-vă. Apoi veți vedea ce vom face cu această bentiță. Am ajuns la capătul rândului. Mi-a rămas acest mic ochi aici. Voi închide în felul acesta. După care voi lua bentița și începând de la un ochi oarecare al coșulețului, eu voi începe de aici, pentru că voi ascunde și capătul de fir, voi intra și voi face piciorușe scurte. Deci voi intra în corespondența ochiurilor de la bentița pe care am realizat-o și o voi atașa coșulețului, pentru că acesta va fi un coșuleț dovlecel. Se poate lucra și în mărime mai mare, lucrând baza pe mai multe ochiuri. Ați văzut modul în care se înmulțește. Eu am vrut să vin cu ceva nou, cu ceva mai deosebit și din tot ceea ce știu, așa, pun cap la cap și încerc să creez noutăți. Deci, încet, încet, de jur împrejur, noi vom aplica această bentiță pentru a-i da un pic de culoare. Eu sper să se vadă ceea ce realizez, pentru că nu reușesc să văd laptopul. Să sper să nu mă fi deplasat din fața camerei. Vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Apoi vom continua lucrarea noastră. După cum vedeți, am ajuns la capătul rândului. Mi-a rămas această bucățică. Voi închide aici ultimul picioruș scurt, după care vă arăt ceea ce vom face, pentru că vi se poate întâmpla și dumneavoastră același lucru. Deci, voi trece, după ce am făcut aici un picioruș scurt, voi trece cu fir alunecat în primul picioruș din această porțiune care mi-a rămas și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența acelui și picioruș și voi face al doilea picioruș dublu. Voi intra în următorul picioruș scurt, voi face din nou 2 piciorușe duble. În felul acesta vom forma unul din acei cârcei cu care de obicei dovlecii, castraveții se agață de ceea ce găsesc în jurul lor. Și veți vedea, încet, încet, acum vom ajunge la capăt, făcând aceste piciorușe duble. Vom da o formă.
voi continua un pic singură și ne întâlnim când ajungem aproape la capăt. Am ajuns aproape la capătul rândului, să spunem. Voi mai face aici două piciorușe duble, după care voi închide și voi scurta firul. Îl voi ascunde dedesubt, voi închide în felul acesta și voi intra aici undeva pentru a-l ascunde. În felul acesta facem ceva în plus. El se va aranja apoi singur, îngrețit așa. Vom face un alt cârcel, 1, 2 chiar, deci voi face un ochi de lanț. Am lăsat o bucățică de fir mai lung să-l pot uni și voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ochiuri de lanț. Acum fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț pentru un picioruș dublu. Voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț, întorcându-mă înapoi, și în corespondența fiecărui ochi de lanț de acum mă voi întoarce cu câte două piciorușe duble. Deci în corespondența fiecărui ochi de lanț, în felul acesta, vom face încă unul sau doi astfel de cârcei, care apoi vom atașa coșulețului, după care vom trece să lucrăm tortița, să completăm lucrarea în felul acesta. Noi ne întâlnim după ce vom termina de lucrat. Deja se încrețește. Eu am făcut doi astfel de cârcei, după cum vedeți, cu acul. Îi voi fixa aici, unde am închis acea bentiță. Îi voi coase pentru a le da un pic de stabilitate. În același timp îi voi și aranja în modul în care îmi place, în modul în care să aibă o formă, un aspect cât mai plăcut. După cum vedeți, încet, încet, reușim să facem ceva inedit. După ce am dat stabilitate aici acestor cărcei, vom ascunde firul și apoi vom trece să lucrăm tortița. În momentul în care am cusut și acești cărcei, trebuie să continuăm doar cu tortița coșulețului. Pentru aceasta voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate și croșetul ajutător, pentru că vom face acea tortiță tubulară care v-am prezentat-o, cred că duminica a fost încărcată. Voi lăsa o bucățică de fir mai lung pentru a coase și voi începe cu obișnuitul ochi de lanț, după care voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2,
3. Mă voi întoarce. În ochiul de lanț numărul 2 voi extrage firul. În ochiul de lanț numărul 1 voi extrage firul. Iar acum, ajutându-mă de celălalt croșet, voi începe tortița. Deci voi transfera cele două, primele două ochiuri pe croșetul ajutător și voi începe să lucrez piciorușe scurte. Vom lucra astfel pentru lungimea de care avem nevoie. Coșulețul dumneavoastră, dacă doriți, puteți să lucrați și cu filatul acrilic, care este mai gros. Puteți să-i faceți baza mai largă, dacă doriți să fie un coșuleț mai mare, însă eu cred că pentru a pune câteva bombonele în el și a face cadou unui copilaș, este suficient de mare. Deci vom continua făcând acel șnur. Cine a urmărit tutorialul, este foarte scurt, îl găsiți pe canalul meu. Cu această ocazie răspund și doamnei Liliana. Doamna Liliana, pentru geantă, da, într-adevăr este bun. Bineînțeles, geanta va fi lucrată dintr-un fir mai gros și în mod automat și această tortiță, acest mâner va fi mai gros. Am încercat, după ce mi-ați scris dumneavoastră, am încercat să pun în două, să împletesc în două, însă nu stă, nu este bine. A începe pe 5 ochiuri sau pe mai multe, din nou am încercat și această variantă, însă nu iese cum trebuie. Deci unica variantă este aceasta, pe 3 ochiuri. În cazul în care doriți un alt model, la geanta hexagonală pe care am încărcat-o săptămâna trecută, la partea a treia, la ultima parte, veți găsi modul în care am realizat eu tortițele la acea geantă. Deci vom lucra aici atât cât vom considera noi că avem nevoie pentru a face tortiță coșulețului. Și ne vom întâlni când vom termina de lucrat. Astfel am răspuns și câtorva întrebări. Uitați-vă în felul acesta. Pentru coșulețul meu eu am lucrat 20 de centimetri de tortiță. Acum voi închide lucrarea. Și în ce mod o voi închide? Foarte simplu. Voi trece cu croșetul prin toate cele trei piciorușe și voi închide în mod normal. Voi lăsa din nou și aici firul un pic mai lung și pentru a avea de cusut, scuzați zgomotul, este rigla care voi închide, iar acum nu avem altceva de făcut decât să coasem. Vom coase, după care ne vom întâlni pentru a vedea în ce mod vom ornamenta un pic acest coșuleț și vom închide. Deci prima parte a tortiței o voi coase exact aici unde sunt acești cărcei. Cealaltă exact în mod simile de partea cealaltă. Deci în felul acesta. Fii atente să-i dăm stabilitate. De asemenea, vreau să vă spun că pe canalul secundar, Tatiana cu de toate, astăzi, cred că spre seară, voi încărca un unboxing și eventual, dacă voi reuși, în funcție de orele de servici, poate voi încărca și o poezie.
De asemenea, cine dorește se poate alătura, este opțiunea membri, nu doar abonați. Fiecare membru, în momentul în care va fi un live și va da comentarii, va avea un super sticker. Acesta am cus-o deoparte și exact în partea opusă trebuie să fim foarte atente, vom coase și partea cealaltă. Eu am umplut cu bombonele coșulețul meu, iar acum pentru a-i da o notă de chic, voi aplica aici pe o parte, veți vedea imediat ce anume, folosind lipiciul lichid, voi pune o micuță albinuță, o albinuță cumpărată din comerț, în felul acesta, pentru a nu fi prea simplu dovlecelul nostru și cum este perioada în care nu are flori. Am atașat această micuță albinuță. Aceasta am dorit să vă prezint. Eu sper să vă placă, să îmbrățișați această idee. Dacă vă place coșulețul meu, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Mi-ar face mare plăcere dacă aș vedea și pe pagina grupului lucrat acest coșuleț și, ca întotdeauna, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Vă salută Tatiana, la revedere!